Dragii mei, astăzi am venit aici să vă cer ajutorul. Vreți să mă ajutați sau nu? Da? Da, nu ceva pentru mine, nu trebuie vreo curea de încălțăminte pentru mine, nu. Nu este cazul. Am venit aici să mă ajutați să mulțumim lui Dumnezeu, fraților, că nu avem cum să mulțumim singuri. E nevoie de ajutor, de multă lume, să punem umărul toți ca să slăvim pe Dumnezeu. Oricât ne-am luptat noi în sufletul nostru. De aceea astăzi, pentru că este o zi a mulțumirii către Dumnezeu și pentru că cerul este un loc al mulțumirii, mulțumirile sunt acolo dominante înaintea lui Dumnezeu, să mulțumim împreună Domnului astăzi. Așadar să începem prin a rosti o rugăciune de mulțumire. Tată Ceresc, orice cuvânt am spune este prea puțin. Dar îți mulțumim din adâncul sufletului că Tu citești inima, Doamne. Îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru tot binele pe care numele Tău l-a rodit în viața noastră. Dar îți mulțumim pentru acel bine, Doamne, de care nu știm. Ne închinăm înaintea Ta împreună și Te slăvim în veci de veci. Amin. Amin. Să luăm loc. Dragii mei, este o mare bucurie pe sufletul meu și, așa cum îi spuneam fratelui Panican, am avut experiența Elisabetei când am discutat cu pastorul adunării și despre întâlnirea aceasta și mi-a spus, fratele Panican este aici. Și odată mi-a sărit inima de bucurie, am zis, bravo, asta e bine. Ne vedem după mult timp. Ne vedem după mult timp și ne vedem cu mare bucurie și în sănătate. Aș dori să deschid sufletul și să spun ce mi s-a întâmplat mie în timp ce mă rugam eu pentru cuvântul acesta de astăzi. Și anume, am fost îndemnat să vorbesc despre binecuvântările primite de noi, dar nu despre acele binecuvântări în stare pură. Binecuvântarea vine și clar este o binecuvântare. Ci despre acele binecuvântări de care a vorbit Moise când a spus: ați văzut că Balaam a blestemat poporul, dar eu, zice Domnul, am prefăcut blestemul în binecuvântare. Ați reținut cuvântul acesta? Adică vreau să ne îndreptăm atenția astăzi spre acele binecuvântări care n-au venit la noi în stare pură, au venit la noi ca niște blesteme, dar până să ajungă la noi, a fost transformate în binecuvântare de Dumnezeu. Omul acela nu s-a dus acolo să binecuvânte. Era plin de venin și de blesteme. Dar până a ajuns cuvântul lui la popor, s-a transformat în binecuvântare. Aș dori să vorbim astăzi împreună despre ziua care era să fie ultima. Dumneavoastră ați avut o astfel de zi în viață? În care era să fie ultima? Ați avut, frate Panica, nu astfel? Ați avut, frați, surori, ați avut o astfel de zi în viață? Amin, amin. Zise tare Costel din partea. Da, am înțeles mesajul. El a zis amin în dreptul multora. Dar cei care a zis, care nu ați răspuns, n-ați răspuns pentru că nu știm. Nu este o singură zi care era să fie ultima. Ci vă spun ceva, frați iubiți, fiecare zi a vieții noastre era să fie ultima. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, fiecare zi a vieții noastre ar fi fost ultima. Prima mea zi în slujba Evangheliei, 17 ani, însoțit de un frate Burcea din Târgoviște, vizităm pe arhicunoscutul fiu al unei vrăjitoare, un om crud, bestial, animalic. Cineva i-a zis o vorbă și i-a rupt mâna pe loc. Îl vizităm pe omul ăsta care zace de 7 ani, paralizat. Intrăm în curte și cum e, la 17 ani, mintea este în curs de dezvoltare. Uităm
că în stânga, acolo, sub un șopron, este acel câine groaznic de care nu se apropiau pădurarii nici cu pușca, în momentul când el fura lemne din pădure. Câinele acela era în partea stângă și era sub șopron. Și noi intrăm fără probleme în curte, vorbind acolo. Și când ajungem la jumătatea curții, care era foarte largă, auzim acel lătrat de tunet în spatele nostru, acel urlet nu lătrat, și auzim zgomotul unui lanț care sare în aer și s-a rupt, și am văzut animalul acela cumplit aruncându-se spre noi, tot negru. Nu știu nimic dacă am mișcat într-un fel sau altul, sau dacă am freeze or flee, dacă am fugit, am înghețat, nu știu nimic. Atâta știu că acel groaznic animal s-a oprit lângă noi foarte politicos. Și ne-a însoțit. Când s-a ridicat în sus, ne-a pus labele pe umăr, foarte ușor. Și cu el am intrat în casă. Fiul vrăjitoare era căutat de Duhul Sfânt. Și n-ar fi existat o altă evanghelie sub ceruri decât să ne vadă pe noi doi cu acest câine demonizat care merge ca un miel cu capul în jos lângă noi. În momentul când a văzut așa ceva, sufletul lui s-a închinat lui Dumnezeu pe loc. Orice altă predică i s-ar fi ținut vreodată, ar fi trecut pe lângă el. Dar ziua aceea era să fie ultima. Era prima și ultima. N-a fost așa. Pentru că bunul Dumnezeu a fost prezent acolo. Și dacă noi ne uităm înapoi în istoria vieții noastre, ne dăm seama că a existat această zi care era să fie ultima în viața fiecăruia dintre noi. Și că această adunare atât de plină și frumoasă astăzi, dacă nu era Dumnezeu de partea noastră, ar fi fost goală, liniștită, cum am găsit eu de multe ori când am înregistrat aici în adunare, pace adâncă, liniște, nu era. Așa ar fi fost locul ăsta. Și dacă nu era Domnul de partea noastră, pământul nostru ar fi fost cum e luna, fără pustiu, pământ, pietriș, nimic. Așa ar fi fost. Dar Domnul a fost de partea noastră și noi astăzi avem un mare motiv de slăvire a lui Dumnezeu, pentru că acea zi care era să fie ultima, n-a fost ultima. Nu a fost ultima. Ba, a fost prima, din ultima pe care o proiectase diavolul, Dumnezeu a transformat-o în prima. El a prefăcut blestemul în binecuvântare. Nu puține sunt astfel de zile în viața noastră, puține sunt cunoscute sau înțelese, dar sunt multe, sunt foarte multe. Ziua 1, când am venit în America, 27 de ani în urmă, ziua 1, vă rog să notați lucrul ăsta, am intrat în garaj să fac curățenie. Nu știu, ați avut garaje din acestea cu ușa aia cu arc, știți, era cu o bară de oțel, așa, și cu un arc teribil de puternic. Cei care știți ce înseamnă asta, mai era mai primitivă ușa aceea. Am intrat acolo și am pus mâna pe ușă și am ridicat-o, am deschis-o cu arcul acela atât de tare și deodată văd că flanelul cel gros după mine este tăiat în două și se desface așa. Ce e asta, frate? Arcul acela se rupsese și bara aceea de oțel a trecut ca fulgerul prin fața ochilor mei, mi-a tăiat flanelul în două și mi-a lăsat o linie roșie pe stomac. Dacă m-ar fi lovit în cap, prima mea zi în America, ar fi fost și ultima zi. Dar Dumnezeu a transformat ultima zi, care era în caietul diavolului, în prima zi. Și s-au împlinit cuvintele ambasadorului american din București, care mi-a spus: Dumnezeu să facă America o binecuvântare pentru tine și pe tine o binecuvântare pentru America. Ăsta era planul lui Dumnezeu. De era să se termine în ziua 1. Aceea era ziua. Dacă este un oraș asupra căruia
mă îndrept întotdeauna cu lacrimi și cu recunoștință când citesc în Biblie, este Erihonul. Și o să mă, sigur că știți acolo de orbul Bartimeu, că el era din Erihon acolo și știți de Zacheu, de Zacheu care a urcat în copac acolo, ăștia erau din Erihon. Dar nu acest lucru îl am în vedere în clipa aceasta, ci Duhul Domnului mi-a pus pe suflet pentru prima dată în viață să observ faptul că acesta era un oraș blestemat. Erihonul era un oraș blestemat. Știți bine că pe vremea lui Iosu a fost dărâmat și s-a spus cine aici e blestemat. E, dar Iisus intră în orașul ăsta și face dintr-un oraș blestemat un oraș binecuvântat. Iar acest lucru poate să-l facă în fiecare viață de om. Acest lucru poate face în fiecare țară a lumii. Acesta este El. El nu doar ne binecuvântă, ci preface blestemul în binecuvântare. Și Erihonul rămâne ca o evanghelie pentru toți oamenii, cum spunea o familie zilele trecute, zice, pe orice pun mâna, parcă e blestemat, totul se distruge, pe orice pun. Mi-e frică să mă duc, uite, vreau să cumpăr o mașină, cred că am să iau cea mai proastă mașină din târg, așa mi-a spus. Și probabil că avea dreptate, că eu zic, se face după credința ta, mă sigur. Și nu știu cum a fost, dar Mântuitorul are un răspuns pentru această situație. El preface blestemul în binecuvântare. Nu te speria de blestem, așa este, trăim într-o lume blestemată de păcat. Dar asta nu înseamnă nimic atâta timp cât Domnul este prezent, pentru că oriunde calcă El, El preface blestemul în binecuvântare. Așa că ți-au auzit oamenii lui Dumnezeu spunând, uite, suferința aceasta a fost pentru mine cel mai mare har care mi s-a întâmplat pe pământ. Închisoarea aceasta mi-a deschis ochii, pierderea aceasta groaznică a transformat-o Dumnezeu în ceva. Dacă vorbeați cu Iov și îl întrebați așa, mai am auzit că tu ai turme, ai tot felul de parcări, de cămile, de ce așa mai departe, dacă l-ați fi întrebat așa pe el. Și care a fost cea mai mare dintre binecuvântările pe care le-ai primit tu? Vă asigur, uite, întrebați-l când ne întâlnim, întrebați-l. Dar el vă va spune așa, cea mai mare binecuvântare a mea prin care am trecut a fost suferința mea nemai auzită, prin care am pierdut absolut tot și pe toți. Aceasta a fost cea mai mare, asta a fost binecuvântare. Da, Dumnezeu a transformat suferința mea într-o așa binecuvântare, încât am ajuns să-mi fie scârbă de neprihănirea firească. Între oameni eram eu locul 1, ce cu asta, locul 1 în cimitir. Foarte bine, dar nu ajută la nimic. Între oameni, acum am cunoscut o neprihănire de care n-am știut înainte și în comparație cu ce a fost, mi se pare. Nu te neliniști, nu te supăra, nimic. Încredințează răul, oricare ar fi el și indiferent ce formă ar avea, încredințează lui Dumnezeu pentru că El transformă așa ceva. El transformă răul în bine și blestemul în binecuvântare. Cel mai greu de suferit pe pământul acesta pentru un om este rușinea. Toate ar mai fi cum ar fi dacă te faci de rușine, să ești făcut de rușine în fața lumii și așa mai. Nu mai are vreo valoare, deci în clipa aceea. Tu în ochii tăi ajungi să... Nu. Așa se face că moșul în roată merge la vodă cu Uza și îi spune situația. Uite, boierul ăsta m-a scuipat în față, înainte la tot satul. Eu nu mi-am permis în viața mea să spun un neadevăr. N-am luat un bob de grâu de la cineva în viața mea. Și acum să mă batjocorească în felul ăsta, mi-a distrus tot ce am avut acolo, mi-a răpit pământul, grajdul, toate le-a luat. Bine, zice, vădă, nu e nicio problemă, uite, ia Cuza, Ioan Cuza. Bine, ia monedele astea, i-a dat ceva bănuți de aur și
cumpărăți vite, cumpărăți pământ înapoi și toate. Și văd vrea să plece mai departe, dar moșul în roată spune, nu, stai puțin, Maria ta. Cu rușinea mea cum rămâne? Asta aș vrea, nu am venit după bani aici, Maria ta. Nici o problemă, nu moare nimeni. Dar cum rămâne cu rușinea aceasta care mi-a făcut-o? Păi cu rușinea se pot face două lucruri. Poți să-l faci și tu pe el de rușine, că el este un desfrânat, un putrezit, un nenorocit, care trăiește într-o mizerie morală ce nu s-a imaginat pe lume acest poit de om care vorbește așa. Deci poți să-l faci și tu pe el de rușine, aceasta ar fi o soluție, dar îți recomand o alta. Cea pe care a dat-o Dumnezeu când a spus biruiește răul prin bine. Nu printr-un alt rău, nu te lăsa transformat de răul acesta. Nu deveni ca el. Și atunci Vodă l-a sărutat. Și a spus lui, uite, te duci și spui boierului așa, ca să rezolvăm treaba asta cu rușine. Că acolo unde te-a scuipat el în obraz, acolo te-a sărutat Dumnezeu. Avem un președinte care a fost scuipat în obraz, dar America l-a sărutat. Treaba voastră. Zică cine ce-o vrea. Dar eu nu văd altceva aici decât pe Dumnezeu care transformă batjocura în binecuvântare. Nu văd aici decât pe Dumnezeu care dă o lecție pământului nostru și fiecărei persoane în parte, spunându-ne, nu te supăra și nu te tulbura de lucrul acesta. Uită-te mai degrabă ce poate să facă Dumnezeu dintr-o așa batjocură ca aceasta. Uită-te la puterea lui Dumnezeu care schimbă și transformă blestemul în binecuvântare. Așa să ne ajute Dumnezeu să umblăm, iubiții mei, dar așa să ne ajute El să ne aducem aminte astăzi. Să-i spunem în rugăciune lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău că nu știu toate treburile astea. Eu nu știu câte blesteme din viața mea le-ai transformat Tu în binecuvântare. Nu știu lucrul ăsta. Dar Tu toate le știi. Tu știi de câte ori. Tu, dacă te-ar întreba cineva, acum Tu știi și de firele de păr de pe capul meu care au căzut între timp. Tu știi lucrul ăsta. Bun, pentru ce nu știu eu, Doamne, vin la Tine și îți mulțumesc din adâncul sufletului meu. Tu ai transformat blestemul în binecuvântare. Amin.